Premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că România nu se află sub amenințare. Prim-ministrul a făcut apel la calm și spune că statul român ia măsuri pentru a preveni posibile incidente în zona deltei. Repet, au fost niște resturi de drone care au trecut Dunăre. Nu vorbim de un atac asupra României. S-a făcut ROW alert în toată zona, funcționează telefoanele și au o acoperire mai mare. Pentru ce să fie timp necesar? Că nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toții. Nu ne-a atacat nimeni și nu ne atacă nimeni. Au sărit niște rămășițe dintr-o dronă care a fost lovită de către armata ucraineană. Nu a avut explozibil, nu a avut nimic care să dăuneze cetățenii. Dar este normal. Și eu, ca prim-ministru, să am discuții cu domnul Raed Arafat, să am discuții cu ministrul apărării, comandantul armatei, repet, vom veni cu măsuri urgente. Premierul Marcel Ciolacu a declarat că situația din zona frontierei cu Ucraina în Delta este sub control. Declarațiile au fost făcute la finalul ceremoniilor de la inaugurarea unității de pompieri Perșani din sectorul 4 din București.